Persoanele nocturne active până la ore târzii răspund mai puțin bine la stres și prezintă un risc mai ridicat de a dezvolta comportamente riscante, precum fumatul și consumul de alcool, comparativ cu cele matinale, care se trezesc devreme, conform unui studiu. Analizarea comportamentelor și obiceiurilor asociate somnului de-a lungul anilor a demonstrat că nu suntem cu toții la fel, a remarcat coordonatorul studiului de la Universitatea din Pisa. Aproximativ 15% dintre oameni pot fi de fapt definiți drept bufnițe, adică sunt mai activi noaptea, stau treji până târziu și se confruntă cu dificultăți dimineața, a mai explicat acesta. Pe de altă parte, aproximativ 15% tind să se trezească foarte devreme și să profite la maximum de primele ore ale zilei, așa numitele ciocârlii, a adăugat cercetătorul. Oamenii de știință au descoperit că persoanele nocturne au o capacitate mai redusă de a gestiona evenimentele traumatice sau stresante, cum ar fi doliu sau divorț, răspunsurile lor ducând uneori la comportamente riscante, cum ar fi fumatul sau consumul de alcool. Anumite brățări concepute la startup-ul SleepActa au fost utilizate pentru monitorizarea calității somnului. Cercetătorul a declarat că această cercetare reprezintă un prim pas către creșterea nivelului de conștientizare asupra importanței calității somnului, așa cum s-a întâmplat cu monitorizarea tensiunii arteriale în vederea reducerii riscurilor de probleme circulatorii, relatează digiworld.ro.